Președintele PSD Suceava, Ioan Stan, recunoaște că unii dintre primarii PSD din județul Suceava nu s-au străduit să facă campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Probabil unii dintre primarii noștri nu s-au dat străduit, nu au adus la cunoștință, într-adevăr, electoratului local despre realizările PSD-ului, lucruri poate nici noi nu le-am făcut la timpul respectiv. Ioan Stan nu a anunțat nici demisii și nici excluderi din PSD după eșecul de la prezidențiale. PSD nu îl exclude nici măcar pe primarul comunei Păltinoasa, care a anunțat oficial că îl susține pe Klaus Iohannis atât înainte de turul 1 cât și înainte de turul al doilea. Deocamdată este membru PSD, dumnealui va candida din partea cărui partid va avea la alegeri locale. Are acest drept. Până atunci nu poate părăsi acest partid. În condiții care a părăsit, primiți statutul. Nu, dar nu dau afară condiția părăsit partidul acum, pleacă el singur. Nu. Dar țineți în partid în continuare. Absolut. Deci, absolut. Deci, pentru că așa am votat noi. Președintele PSD Suceava a declarat că este de acord cu alegerile anticipate, indiferent de decizia partidului. Pentru că eu consider că la ora actuală, alegerile anticipate este un bun prilej pe noi să dau un examen. PNL a câștigat alegerile prezidențiale în 93 de localități ale județului Suceava.